Un grup de medici veterinari din Botoșani a semnalat un incident șocant. Un bărbat a fost surprins în timp ce abuza sexual un câine de talie mică. Animalul a fost salvat de două tinere și a primit îngrijiri medicale. Conform adevărul.ro, un grup de medici veterinari din Botoșani, care se implică de ani buni în tratarea gratuită și salvarea animalelor fără stăpân sau abuzate, au semnalat un incident șocant petrecut pe străzile din municipiul Reședință de Județ. Aceștia au povestit pe Facebook cum două fete au reușit să salveze un câine de mici dimensiuni din mâinile unui bărbat cu manifestări de zoofilie. Tinerele au văzut cum un om al străzii efectiv abuza sexual un pechinez. Într-un moment de neatenție a bărbatului, fetele au furat câinele și l-au dus veterinarilor de la Triovet. Aceștia au constatat că animalul este în vârstă, probleme de sănătate, dar și cu răni anale, produse cel mai probabil prin abuz sexual. Au furat-o de la acel bărbat și au venit și au lăsat-o în grija noastră. Este o cățelușe foarte bătrână, plină de tumori mamare. Avea într-adevăr urme ale unei agresiuni în zona anală. I-am făcut un set de analize și are o anemie destul de puternică. Cel mai probabil a mai fost abuzată și a tot avut hemoragii. Momentan este sub tratament și va fi bine, precizează în postare medicii de la Triovet Botoșani. Totodată a fost sesizată și poliția animalelor. Conform reprezentanților IPJ Botoșani, oamenii legii au deschis dosar penal pentru schingiuire și continuă cercetările, relatează adevărul.ro.